Spectacol de fantezie, culoare și personaje de poveste. O seară în care teatrul a arătat că cenușiul nu domnește peste tot. Gala Teatrului Tânăr și-a desemnat câștigătorii după 3 luni de căutări și le-a deschis larg porțile artistice ale Europei. Aseară, la Teatrul Odeon, au fost aplaudați câștigătorii, dar toate cele 18 trupe finaliste au impresionat juriul. Sărat cu petale de trandafir, animat de nimfe, păzit de soldați romani și înnobilat de oaspeți de marcă, edificiul care adăpostește Teatrul Odeon din București s-a transformat aseară într-o cetate a artei. Oaspeții s-au lăsat purtați de povestea teatrului și au fost răsplătiți pe măsură. Un regal cu nume mari din teatru românesc, atât pe scenă, cât și în rândul spectatorilor. Cum îmi descoper propria mea personalitate? Propriul meu drum? Cum se întâmplă asta dacă doar furi? Dacă doar copiezi? E un fel de a spune, nu furi, nu copiezi. Tu te descoperi pe tine în celălalt. Emoționați, premianții au urcat pe scenă pentru a dansa în fața publicului. Trupa de teatru dans a impresionat juriul cu piesa Exil în pământul uitării, după texte scrise de Benjamin Fondan. Se vorba de spectacolul Exil în pământul uitării. Domnul Voiculescu, pentru cei care au evoluat în proiect, a fost un vis frumos, care cu siguranță, din câte vă știu, va genera alte vise. Eu mă bucur că eu și noastră am făcut parte din visul lor. Gala Teatrului Tânăr și-a închis porțile pe aripile muzicii. În atmosfera de plutire creată de prim soliștii trupei de balet a Teatrului Balșoi din Moscova. Minunat! Ce poate fi mai minunat decât să câștigi un premiu și de 100 de mii de dolari? Yeah! Mulțumim tuturor celor care au luat această inițiativă. Cred că sunteți de acord. Fundației Dan Voiculescu, desigur. Este extraordinar de important să ne bucurăm de ceea ce facem și am vrut să împărtășim cu publicul și cei care au fost în sală. Pare o inspirație extraordinară și să-i țină Dumnezeu în forță pe cei care au inițiat această chestie, pentru că eu eram disperată vis-a-vis de tânăra generație, că prea erau lăsați așa la marginea societății. Pentru teatru, pentru generația tânără, e un lucru extraordinar. Este o inițiativă cât se poate de fericită. Este mare, mare nevoie ca să-i încurajăm pe cei tineri și să-i mângâiem pe cei bătrâni.